Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou minut de conștientizare. Pentru că am discutat în episodul anterior despre relații și despre latura aceasta de luna noiembrie care ne va pune în față, față în față cu partea relațională noastră, am decis să discut, bineînțeles, în sinteză pentru fiecare în parte în funcție de ziua de naștere, vibrația interioară, practic, cum relaționează omul în funcție de vibrație interioară, am putea să numim așa, și pornim o serie nouă, dar aici va fi ceva mai scurtă, pentru că, în esență, ziua în care ne naștem și vorbesc strict de zi, spre exemplu, 28, 19, a or, oricărei luni, nu știu, 12, 5, 2, 1, întâia lunii, da, orice zi de naștere, dar ziua în sine, nu toată data de naștere, și pentru a fi destul de ușor, cei născuți o să-i număr de fiecare dată zilele în funcție de vibrația interioară. Începem cu vibrația interioară 1, adică persoanele care sunt născute în data de 1, de 10, de 19 sau de 28 a oricărei luni. E, uite, vezi, vibrația asta interioară de 1 îl împinge pe om cumva să așteptările de la propria persoană, felul lui de a fi, caracterul lui, am putea să spunem așa, este mai singuratic, mai individualist ține cumva la m, lucrul, să zicem, relații de orice fel, apropo, nu doar de cuplu, dar și de cuplu, relații în general. Cei cu vibrația interioară nu țin foarte mult la ei să fie în primul plan, să fie acolo la înaintare, sunt destul de competitivi, unii chiar foarte competitivi, mai ales cei născuți în întâi, în zece, și mai mult, 19, 28 e mai soft, așa, dar tot un competitiv ajunge să fie. O face într-un mod mai diplomat, am putea să spunem, dar Uh, nu sunt neapărat tot timpul team player sau dacă sunt team player în sensul că să facă parte, ei, pot face parte dintr-o echipă, important este ca ei să fie la conducere. Formal sau informal, nu contează. Da? Dar relațiile la ei se bazează pe eu am zis, eu îmi doresc, eu vreau, eu, 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 eu și iarăși eu. Da? Adică ei doresc acolo să strălucească ca un soare și să fie cei care uh, contează cel mai mult. E posibil, într-adevăr, să observați la unii că aceste aspecte nu sunt atât de vizibile. Însă, să ne reamintim că luna de naștere ne arată aspectul social sau rolul social și atunci, într-adevăr, rolul social poate să fie cu totul diferit. Dar noi vorbim aici de dorințele interioare ale omului în aspectul relațional. Da? Adică, cum anume vede el relațiile. Din perspectiva lui proprie și personală, nu neapărat într-un context social, chiar dacă relația se manifestă într-un context social, dar pur și simplu cum analizează lucrurile în aspectul său interior. Așadar, dacă sunteți într-o relație cu cei născuți în aceste zile, cu vibrația interioară 1, uneori o să vi se pară că sunt egoiști, pentru că da, uneori sunt, de fapt, ei se gândesc și se pun pe ei pe primul loc în, în interiorul lor, și dacă nu sunt, au de suferit. Da, individualiști, așa cum am spus, dar în același timp sunt originali, continuu, caută, știi, să fie acolo pe uh, podium, uh, pe locul întâi și să aducă lucruri noi în prim plan într-o relație. Acum, dacă sunteți bărbați și sunteți vibrație interioară 1, foarte bine, pentru că unul este și principiu masculin. Dacă sunteți femei, atunci deja putem să spunem în, într-un sens metaforic, sufletelul este de băiețel și aici suferințele pot fi mai mari pentru că caracteristica este una prepondere masculină, dar natura una feminină în cazul în care sunteți femei născută în zile de vibrație interioară 1. Așadar. Dacă vreți să uh, relaționați cu un unul sau poate sunteți unul, aveți în vedere să uh, îi oferiți acest loc în față, să îi recunoașteți originalitatea, individualitatea, uh, faptul că poate fi un lider și că își dorește în interior să fie un lider, chiar dacă poate în rolul social manifestă cu totul altceva, așa cum am spus. Voi ce vibrație interioară aveți? În ce zi sunteți născuți? Sunteți oare născuți în 1, 10, 19 sau 28? Aveți persoane cu care colaborați? Uh, relații de parteneriat, uh, la muncă, de colegialitate sau poate chiar soțul, soția, partenerul de viață, care sunt un unul? Vă aștept cu feedback-uri în ceea ce privește uh, cum relaționați voi cu aceste persoane. Spor la conștientizare!